Jaf la două magazine de bijuterii din zona Obor din capitală, hoții au furat 24 de kilograme de aur. Carmina Odman ne spune despre ce pagube vorbim și dacă anchetatorii au dat de urma suspecțiilor. Carmina, te ascultăm. Bună ziua, și în acest moment continuă cercetările la fața locului. Jaful a avut loc în această dimineață la ora 3. Potrivit anchetatorilor, au fost mai multe persoane care au intrat cu forța înăuntru pe această ușă. Au furat două seifuri, unul era neasigurat, celălalt era bine încastrat în perete și tot pe această ușă au reușit să le scoată. Vorbim de o pagubă de 670.000 de euro. Înăuntru se aflau 24 de kilograme de aur. Înainte să iasă din cele două magazine, hoții au răvășit mai multe standuri în interior, apoi au tras seifurile, care sunt destul de grele, aproximativ 400 de kilograme fiecare, le-au tras afară cu ajutorul unor șufe, le-au încărcat în câteva mașini și au reușit să dispară de la fața locului. Înainte să plece, au încercat să mai spargă o farmacie de lângă aceste magazine, însă alarma a pornit, iar agenții de pază au ajuns la fața locului în 7 minute. Nu au mai găsit pe nimeni. Carmina, mulțumesc pentru toate aceste informații.